au fost asfaltate noi tronsoane între drumul județean 561A și localitatea Izvorălu în cadrul proiectului de modernizare implementat de către Consiliul Județean Mehedinți până în Balota la intersecția cu DN6. Este un drum care nu a fost niciodată asfaltat, iar oamenii sunt foarte bucuroși că începând de anul acesta vor avea condiții bune de trafic. Județul Mehedinți este un șantier în lucru și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. De această dată vorbim despre noi tronsoane asfaltate pe drumul județean Baluta-Plopi. Această investiție este importantă și pentru locuitorii din Plopi, Dumbrava și Bâcleș, care scurtează drumul până la drobeta Turnul Severin în condiții foarte bune, cu cel puțin 10 km. Drumul traversează teritoriul administrativ al comunelor Tâmna, Livezile, Hinova, Prunișor și Șimian și asigură accesul către aerodromul Drobeta și către satele Manu și Izvorălu, Gârnița, Mijarca și Arvătești și Izvorul de Jos. Această investiție este deosebit de importantă pentru locuitorii din Plopi, Dumbrava și Bâcleș. Este un drum care nu a fost niciodată asfaltat, iar oamenii sunt foarte bucuroși că începând de anul acesta vor avea condiții bune de trafic.